Nu cu furnizori, contracte cu alte primării, de exemplu,
Acum beneficiar, da, că am beneficiar. Sau chiar contracte cu de prestări lucrări, servicii cu Primăria Turen, Primăria Călăraș, avem acum cu un contract la Geaca, 5 drumuri de executat și săptămâna viitoare de asfaltat la Bogata o stradă. Să înțeleg că lucrurile încep să se miște? Încep să se miște, problema este finanțarea. Deci stăm rău cu finanțarea. Adică banii necesari până la momentul în care vom încasa sumele pentru serviciile și lucrările prestate. O să încercăm să se mai deblocheze din situațiile de lucrări care s-au executat și au anumite probleme. Sunt acum niște situații de lucrări la care trebuie să vină probe de la Cluj. Dacă probele sunt bune, se vor face situații de lucrări. Probabil o să fim plătiți și atunci o să reușim să ne asigurăm și finanțarea pentru lucrările care ne contractăm. Eu am dat, vă mulțumesc. Dar mai sunt întrebări? Domnule director? Punctul numărul 3. De opinia de tip proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune sau de lucrări de interes local ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social în perioada 2016-2017 la nivelul municipiului Câmpia Fulgini. Prezintă inițiator viceprimar Dorin Nicolae Rojigan, Serviciul Administrativ, Comisiile numărul 1 și 5. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpia Fulgini și al serviciilor publice de interes local. Prezintă inițiator primar Vlad Ioan Hanga, Serviciul Resurse Umane Salarizare, Comisiile numărul 1 și 5. Înainte de a începe discuțiile, am să-i dau cuvântul domnului secretar pentru o precizare în ceea ce privește modificările la loc. Vă ascultăm, domnul secretar. Am mai mare domnul local, pentru că în contextul locului s-a stăpat, că s-a văzut o frază care nu a zis că nu a fost în contextul locului, mă rog, la pagina 68, capitolul 11 roman de Centru de Reflexie Psihologică, Psihologie Comunicare și Social pentru TNR, aliatul în cadrul acestuia, să fie de acord să fie scoasă din contextul locului. Congresul în felul următor, înființat de administratorul public care spune la nivelul adolescenților, și liniile lor de dezvoltare personală, intenția lor de integrare socială, partea dezvoltării comunității. Consider că nu ar fi făcut această fază aici, având în vedere că ROF-ul stabilește ceea ce are în atribuții serviciul respectiv și nu de cine a făcut. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Domnul viceprimar. Această potrivă prezența în sală la șefele la serviciul Resurse Umane ne spună vis-a-vis de muzeu. Câte persoane lucrează acolo, de când sunt angajate pe post la muzeu? Ne întoarce ce sunt aceste persoane. Sunt angajate două persoane. De la ce dată? Nu mai știu exact, dacă vă pot informa ulterior. Nu mai știu exact data. Două persoane, Roșca Petre și Crișanu Maria. Din 2013, dar muzeul s-a inaugurat de acum, de o lună de zile. Au avut... Ce statut au avut? Au avut atribuții și pe... s-au făcut o anexă la Crișanu, prin care s-au dat atribuții Petre Roșca, care a avut la
atribuții la serviciu cultural și Maria Crișan a avut și atribuții pe de legislatură și relații publice. Dacă sunt alte discuții pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Anis, cred că trebuie făcut o specificație, deși ei sunt angajați în cadrul serviciului public cultural. Pentru că muzeul este, de fapt, un compartiment, o structură în cadrul serviciului public. N-a fost niciodată chestie. Da. Domnul Petreiro, care schimb, a luat salar ca și director la muzeu, o anumită pe care eronat. Deci nu a luat niciodată. Era întrebare, nu era filmat, era întrebare. Da, da, nu. A fost inspector, niciodată n-a fost director. Nici nu. E o discuție. Mulțumim. Dacă mai sunt alte întrebări sau discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă nu mai sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 6-7 abțineri? Secretaria? Abțineri, încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abțineri. 7 abțineri. Și restul a fost pentru? Da. Da. 8 voturi pentru, da? Punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Suntirea Cristi, aferent la anul 2015. Președinte, inițiator, primar Dragiu Ioan Hanga, Direcția Economică, Comisiile numărul 1 și 5. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate împotrivă, abține, mulțumesc. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Suntirea Cristi pentru trimestrul 1, anul 2016. Președinte, inițiator, primar Radu Ioan Hanga, Direcția Economică, Comisiile numărul 1, 5. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Comisia numărul 5. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Punctul numărul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Suntirea Cristi pe anul 2016 și modificarea listei de investiții aferente. Președinte, inițiator primar Radu Ioan Hanga, Direcția Economică, Comisiile numărul 1, 5. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotelor de consum de carburant pentru autoturismele din dotarea municipiului Câmpia Tâmpii și Spitalul Municipal Dr. Cornel Ihna, Câmpia Tâmpii. Președinte, inițiator primar Radu Ioan Hanga, Direcția Economică, Comisiile numărul 1, 5. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Comisia numărul 5. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Nu sunt discuții, supune la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui plafon al restanțelor aparținând debitorilor persoanelor fizice și juridice ce se vor
fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Fundia Tuzii. Am dat serviciul încasare, urmărire și executare silită și comisiile numărul 1, 5, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dar nu sunt discuții, supunem la urmă. Deci am înțeles că se modifică. Eu mă despre cine? Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Proiectul de hotărâre este pentru formă referată care s-a dus completarea în prima urmă. Deci, la poate de care să nu e de nou. Deci, la început cu proiectul de hotărâre, plafonul era de 100 de lei pentru persoane fizice și 500 pentru persoane juridice. Între timp am făcut un referat aprobat de telefonul primar, în care am propus ridicarea plafonului la 1000 de lei persoane fizice și 2000 de lei persoane juridice. Am prezentat și comisiilor, am aprobat punctul acesta. Asta e propunerea finală. Da, propunerea finală, după care s-a făcut noi. Da, exact. 1000 de lei persoane fizice și 2000 de persoane juridice. Înseamnă că se impune efectuarea unui amendament la proiectul de hotărâre, în sensul că la articolul 1, alineatul 2, da? Da, exact. Plafonul menționat la alineatul este de 500 de lei pentru 1000 de lei pentru persoane fizice și 2000 de lei pentru persoane juridice. Și 2000 de lei pentru persoane juridice. Deci, punem la vot amendamentul de la proiectul de hotărâre articol 1, punctul 2, prin care plafonul menționat la linia 1 este de 1000 de lei pentru persoane fizice, respectiv 500 de lei pentru persoane juridice. 2000 pentru persoane juridice. Cine este pentru amendament? Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul. Cine este pentru? În unanimitate. Mulțumim. Punctul numărul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lucrarea, extindere și mansardare casă familială în municipiul Tăbia Tuzii, strada Decebel numărul 8, județul Cluj. Președinte inițiată primarul Ioan Hanga, serviciile amenajarea teritoriului și urbanism, comisiile numărul 1 și 5. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru. În unanimitate. Punctul numărul 11 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lucrarea, schimbare, destinația în zona unității agricole, în zona industrială, agro-industrială, depozitare și funcțiuni complementare în municipiul Câmpia Tuzii, strada Raionișilor 179 la 183, județul Cluj. Prezintă inițiator primar Radu Ioan Hanga, serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, comisiile numărul 1 la 5. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Mulțumesc. Numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru lucrarea reautorizare cor 4 prin schimbare de destinație din spațiu de depozitare în sân de conferință
și cazare, modificare regim de înălțime din SEF-ul Plus M în județul Cluj, municipiul Câmpia Cluj, instalarea municipiilor numărul 208A. Prezintă inițiator Radio Manga, Serviciul Amenajare a Teritoriului și Urbanism, comisiile numărul 1 la 5, comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind planul urbanistic de detaliu pentru lucrarea, construire, casă familială, teritor plus, parte plus un etaj, în municipiul Câmpia Cluj, strada Gheorghe Bacovian, numărul 7 la 9, județul Cluj. Prezintă inițiator primar Radu Ioan Hanga, Serviciul Amenajare a Teritoriului și Urbanism, comisiile numărul 1 la 5, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, spune la vot. Cine este pentru? Mulțumim. În unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a două spații din incinta imobilului situat în piața Unirii, numărul 22A. Prezintă inițiator primar Radu Ioan Hanga, Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului, comisiile numărul 1 la 5. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 147 din 19 noiembrie 2015. Prezintă inițiator primar Radu Ioan Hanga, Serviciul Evidență și Gestiunea Patrimoniului, comisiile numărul 1 la 5. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Nu sunt? Supunem. Din 17-12-2016 s-a reevaluat întregul patrimoniu și s-a ajuns ca CT10 să ajungă la o valoare de 848.724. În valoarea aceasta sunt incluse cele două construcții plus teren. Revenim în fața Consiliului Local cu propunerea ca prețul de vânzare al acestei centrale tehnice, teren din cele două construcții, să fie de 848.724 de lei. Și cred că raportul ar trebui să apară modificare, în sensul că HC965 nu poate fi din 740, ca 2016, și oricum ați face. Este o greșeală. Deci este în 16 adică... Și nu puteți să spuneți de lucrurile multe ori cum s-a această centrală termică din acum. Dar există un raport de evaluare individuală pe centrală? Nu există un raport de evaluare individuală pe centrală. Este raportul de evaluare cu care sunt prinse cele... Deci este considerată valoarea justă a imobilului. Este un raport de evaluare în care sunt prinse din fiecare parte. Deci fiecare dintre cele două construcții plus valoarea terenului. Și
Și asta este valoarea de inversat al jandarmeriei. Și există un raport de valoare pentru imobilul respectiv, un plus din teren și două clădiri, nu? Da. Deci e un raport de valoare. Cum vă explica diferența într un an de zile, o progresat pe orașul de 4 ori de zile, s-a modificat un evaluator, a făcut tot aceleași criterii de valoare la 50.000 de euro și acum ajungem la 200.000 de euro. Dar știm că nu s-a întâmplat lucrurile astea la clădiri pe acasă. Pe partea s-a întâmplat de specialitate și chiar nu. Domnul primar. Deci, din câte știu, dacă e variant la urmă, dacă fac o greșeală că mă pregătesc. Când am vrut să vindem, am chemat de mama autoritate, animate, nu suntem noi mai autoritate cât ei. Noi suntem autoritate să întrebăm, ei sunt autoritate să spună. Am avut un raport de evaluare cu un preț de 2 miliarde și tot fi numai zilnic. Între timp, am angajat un evaluator autoritate ca să evaluăm întreg patrimoniu, pentru că odată la 3 ani se reevaluează patrimoniul municipalității. Evaluatorul la fel de autorizat ca și primul, la fel de calificat ca și primul, conform același norme internaționale de evaluare, a dat altă valoare. Acum noi avem două prețuri. Noi trebuie puteți să alegeți pe care vreți. Dar eu zic că noi vindem. Și regula vânzătorului vinde drum. Regula cumpărătorului este cumpărăiesc. Și atunci, având în vedere două valori, una mică și una mare, noi v-am propus că să avem dreptul și competența de modele pe care vreau să mergem. Ăsta e sensul propunerii. Doamne, atunci, bine, am zis eu, mă bucur că nu s-a făcut această centrală termică, pentru că mi-aduc aminte că și cei de la Autoritatea din Prescripția Protectorilor au avut la bază niște evaluări făcute de evaluatori specializați, așa că am fost în Zadeci Domnesc. Nu noi i-am autorizat, nu noi i-am legat, sunt oameni autorizați din instituțiile statului, recurgem la ei. Nu-i cunoaștem. Doamna președinte. Doamna, e regulă, eu o să înțeleg, știam înțeleg. Oare nu o să întreb următorul lucru. Și când s-a făcut un evaluator, nu am trecut evaluat, a evaluat competențele de piață și care au normele ANEVA. Între timp, prin modificarea codului fiscal, 2016, există o valoare de impozitare. Și acea valoare de impozitare sunt noi regulamente ANEVA care spun exact cât e prețul pentru impozitare. Și cred că prețul ăsta, prețul pentru DGO, se desigură, doamna Ghina, iară mă face să intru, vedeți, să găsesc primatic și normele legale. Vă spun că există o valoare de piață și orice construcție astăzi pe normele ANEVA pentru impozitare, pentru valoarea de impozitare, poate fi scăzută sub o anumită valoare datorită acelor condiții piață, creditat pe metru pătrat, pe municipiu și mai departe. Acest raport de valoare nu respectă criteriile noi ANEVA de acum. Eu nu zic că valoarea e mare sau e valoarea pentru că am avut dreptate de un primar, nu noi stabilim această valoare, nu stabilea și o comisie și un expert. E precizat un lucru, nici evaluatorul nu dă dispoziție. El face o valoare la un moment dat. Ipoteză, o valoare informativă. Deci aici nu dai valoare. E regulă, zici, și din punctul meu de vedere, se merge pe valoare mare, sunt de aici, se va întâmpla, e ok, 200.000 de euro, e o sumă rezonabilă, e regulă. Dar vreau să spun dacă nu e așa și pe mă ghidea, dacă ne uităm să vedem exact cum e. În raportul de evaluare, care s-a primit ultimul raport de valoare, s-a considerat valoarea justă a imobilului. Nu așa. Iar nu sunt de specialitate, din păcate, pe problemele de evaluare, ca să te pot da mai multe date. Întrebarea cu Dumnezeu era dacă este valoare de vânzare la licitație, care este una, sau este valoare de impozitare, care este alta. Este valoarea justă. Așa este precizat. Eu cred că am contestat 300 de expertize, cât am profesat ca avocat, dar niciodată n-am auzit de valoarea justă într-un raport de expertiză, sincer. Și ori este valoare de vânzare la piață, ori este vânzare de, valoare de impozitare. Deci, nu sunt vânzările de fiscal. Domnul secretar. Din legea 215, care legea care gândați cum am dat, să spune că prețul de vânzare se stabilește într-un raport de valoare. Asta a spus, 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 as
atunci să fim mai preciși. Citiți, scrie acolo acord de evaluare pentru stabilirea prețului de vânzare a imobilului. Nu. Citiți titlul din acordului de evaluare. Nu. Este raportul de evaluare a îndreptului patrimoniului al municipiului. Am înțeles. Atunci, nu știu, răspunde domnul secretar. Care raport de evaluare? Cel specific făcut de 200? Un sau cel pentru inventar? Spuneți, domnul secretar, că ne-ați dat exemplu din acea 215. Asta nu era la ceilalți noastre spunea în considerare. Nu, există un paragraf legat care spune în momentul în care societatea dorește să vândă un imobil, trebuie să facă un raport de evaluare. Spuneți-mi din lege exact cum scrie ca să știm ce votăm aici. Domnul consiliar, vă citesc textul de lege cum a făcut, da? Vă rog. Deci prețul de vânzare se stabilește prin raport de evaluare, rețineți, aprobat cu fiecare cantă de secretar de vânzare. Și de asemenea să ne însușim prevederile acelui raport de evaluare. Să-l anulăm celălalt. Să-l anulăm de celălalt. Deci noi le-am însușit în 2015 un raport de evaluare la valoarea de 200.000. Și acum venim, fără să ne însușim un raport de evaluare, modificăm doar caietul de sarcini la o sumă de 100.000. Domnul Tom. Pentru vânzare. Expecția de bani și spun ce metode au folosit. Comparați oferta de piață. Noi avem aici o aprobare a acestei valori în 2015, în decembrie, când am aprobat valoarea contabilă, nu justă, exact, pentru care s-a făcut o analiză globală a proprietății publice și private a municipiului. Ne-am aprobat-o luna 12-a, global, pentru a te registra cu valori supuse impozitării. Trebuie să dau dreptate la domnul coleg Haiduc. Acum ne scoatem la vânzare și ne trebuie un raport de evaluare pentru vânzare. Care să aibă acele elemente necesare pentru o licitație. Prețul care se va fi. Prețul de pornire... Sigur, sunt neclarificat. Domnul primar. Domnul primar. Eu cred că data importantă, exagerată, probleme. Avem ticiul. Putem sta aici, putem scrie ce se scrie în memorie, o să avem ce scrie. În primul rând, vânzarea e tornat de acord la părți. Dacă cineva continuă că prețul prea mare, nu cumpără. Doi la mână. Noi avem un raport de evaluare aprobat de domnile voastre. După părerea noastră, prețul e prea mic. Asta să zic eu. Domnule, nu l-am făcut noi, l-am primit de la un evaluator autorizat, l-am prezentat, așa cum l-am prezentat, așa l-am văzut și noi. Ne-am întrebat dacă nu e cam mică evaluarea. A apărut al doilea raport de a doua evaluare, tot de evaluator autorizat și noi ne-am pus întrebarea dacă ne întreabă cineva peste oarece timp după care a venit. Și atunci am venit la domnile voastre cu o propunere de regândire a operațiunii. Așa cum v-am spus înainte, noi suntem vânzători, nu suntem cumpărători. Așa cum a afirmat, nu mai știu exact cine, ăsta e prețul
de strigare a licitației. Nu înseamnă că un bun să vinde licitația la prețul de strigare. Să vinde la prețul pe care îl vrea cumpărătorul. E posibil ca la acest preț cumpărătorul pună pac. Nu mă interesează. Să va intra în trepte de reducere a prețului până se întâlnește oferta cu cererea. Eu nu deloc sigur că dacă vinde cu 800 sau dacă merge cu un preț de țigare de 800 de mii, obținem 800 de mii. După cum nici nu deloc sigur că dacă mergem cu 400 de mii, nu obținem 400 de mii. Dar când mergi cu 200 de mii, e aproape sigur că e 200 de mii. Deci eu, restul discuții, tricotaje pe marginea subiectului. Aici e o problemă de decizie. Puteți să respingeți proiectul de hotărâre și rămâne cel care, din punctul nostru de vedere, ne este egal. Doamna Consiliere, vă rog. Mulțumesc. În vedere faptul că sunt diferențe foarte mari între primul raport de evaluare și cel de-al doilea, eu vin în fața noastră cu o propunere. Haideți să facem un raport de evaluare. Vă rog să înțeleg dacă greșesc. De obicei, când sunt valori extraordinar de mari, în diferențe foarte mari, atunci se cere un al treilea expert, un raport de expert de evaluare, pardon. Greșesc cu ceva? Că eu sunt convins că niciunul dintre colegi nu vrea... Niciunul dintre colegi nu se gândea să vândă mai ieftin decât îi evaluată, decât în piață. Mulțumesc. Problema care se pune nu este de sumă. Eu aș vota cu două mâini să votăm la 800 și la 200.000 de euro. Problema care se pune este de procedură. Trebuie sau nu trebuie modificată hotărârea de Consiliul Local 147 din 1994. Nu se gândea. Pentru că suntem în faza în care vom avea două hotărâri de Consiliul Local. Una în vigoare, care vine și zice că vindem la 200.000. Și că ne sușim raportul la 200 și ceva de mii de ron. Și avem cea de-a două hotărâre care aprobăm astăzi, în care zice că vine, modificăm doar anexa la proiectul de hotărâre, la hotărârea 147, în care ce vine 100 de mii. În primul rând, asta s-a discutat la Consiliu. Deci, raportul de evaluare, în punctul de vedere, stabilește valoarea bunului și prețul de vânzare. Omul, clar, va vânzea, așa se exprim aici, în textul de lege. Dar să spun, pentru că tot venea și spunea consilierul Cristian, da? Prețul de vânzare pe temeiul raportului de evaluare se stabilește Consiliul Local. Primul la mână. Doi la mână. Noi venim aici cu un proiect de demodificare a unui HCL. Corect. Da? Și atunci noi modificăm exact partea din HCL în care valoarea nu mai 200 și ceva pentru că a fost conform legului la raport de evaluare, ci valoarea nouă însușită pe temelul raport de evaluare. Eu altceva am întrebat și n-ați fost atent. Rămâne în vigoare și prevederea potrivit căreia ne însușim raportul de expertiză făcut de Maria sau cum o cheamă, expertă. Ne rămâne pe și apare proiectul de hotărâre undeva că nu ne mai însușim acel raport și că ne însușim celălalt raport pe care are doamna Chineabrață. Domnul, știți foarte bine că revocarea sau, dar aici discutăm de revocare. Revocarea termine două situații. Când spui expres, se revocă cu tare text de lege sau când îl modifici efectiv și celălalt text de lege devine calul. Deci problema este foarte clară. Modificăm textul de lege, ceea ce înseamnă că nu își mai găsește aplicabilitate. Dar rămâne în vigoare prevederea din HCR care spune că ne însușim raportul tocmit de Marco Maria. Dacă nu... Nu. Păi eu am încercat, nu am așa telefon deștept ca să pot accesa internetul. Dacă reușește cineva să acceseze site-ul primăriei, să ne spună exact care este conținutul HCR-ului 147 și o să vedeți probabil că acolo scrie se însușește raportul de expertiză tehnică evaluatorie întocmit de către expert Marco Maria. Bănuiesc că, sau așa ar fi trebuit să sună. Puneți că așa sună. Dacă unul dintre colegii are un telefon mai deștept și poate accesa site-ul primării, o să vedeți că așa sună. Și atunci eu vă întreb, modificăm doar prevederea anexa la HCL vis-a-vis de sumă, dar rămâne în vigoare prevederea din
proiectul de hotărâre care spune că nesușirea raportului Marco Maria sau anulăm, revocăm acel articol 2 sau 3 sau cum este acela? Pe nici nu am, de asta vă spun. Apropo de fața responsabilităților, domnul secretar, vreau să mă ascultați. Ce se întâmplă dacă noi am aprobat, da? Am votat cu valoarea de 200 și se vedea clădirea? Cine era responsabil dacă nimeni? Apropo de ce ziceam, să pasați responsabilitatea, noi încercăm să vă pasăm responsabilitatea, nu mi se pare că vă puneți problema. Nu asta e ideea. Ideea e... Domnul consilier, hai să vă spun temporal, da? Adică, dacă s-a aprobat acea valoare și până la se face noua evaluare a patrimoniului, se vândea, nu mai avea loc o nouă evaluare a patrimoniului, era deja vândită. Deci nu mai era discuția asta. Deci nu mai și avea nimic într-o nouă valoare. Da? Nu e așa, domnul secretar. Raportul de evaluare, la care doamna Ghina face referire, da? A fost întocmit în decembrie 2015. Deci la o lună după... Cum? Și întocmit cât a fost? Dacă e interesant, spune-mi, cât a fost întocmit? În 17 decembrie 2015. Nu l-a format. Da, și întocmit? Când a fost întocmit raportul de evaluare? Dar eu cred că doamna Lază Mariană poate spune cel mai bine. Dacă acest raport nu face referire cumva la valorile de impozitare. Poate, gândeam trecut, am înțeles. Și să-i pună un raport de evaluare. Și pentru că era un cont foarte mare, s-au dat niște norme mai legere vis-a-vis de stabilirea valorii de impozitare și de renunțarea la rigorile unui raport de evaluare cu toate elementele lui. Asta nu înseamnă că aici discutăm de valoare de impozitare. Noi am aprobat acel raport de evaluare, să mă rog, evaluarea întregului patrimoniu, ceea ce înseamnă patrimoniul public, patrimoniul privat, aveam nevoie de noua valoare contabilă obligatorie, dacă actualizată o dată la 3 ani. Contractul s-a derulat anul trecut, a avut odată start undeva prin primul trimestru sau undeva în prima jumătate a anului, ca dată start. Era vorba de foarte multe bunuri de evaluate, vizualizate, strâns documente legate de ele. Procesul verbal de plecare privire a lucrării a fost în trimestru 4. Exact data, nu știu să vă... Foarte interesant. Și raportul celălalt care l-am aprobat noi în decembrie, când a fost făcut? Deci, practic, ăsta era înainte, tot în urmă. Cred că e trebuie o problemă grea. Deci, raportul ăsta era făcut undeva pe Dalgos, nu? Care astăzi, în valoare de 800. Nu știu dacă l-au văzut mai târziu, dar a fost. Septembrie. Și noi, în decembrie, am avut la făcut la raport. Deci, dumneavoastră aveați un raport de 8 miliarde și ne-ați adus unul de 290. Stați că da, așa înțeleg. Nu, domnul evaluator... E cam grăbești. E cam grăbești. Hai răbdare, hai răbdare. Lasă-o să spun. Hai să vedem. Poate greu. A depus etapizat. Puteți să verificați, vă rugăm, în ce dată a depus acest raport? Mai făcut. Și în ce dată a fost făcut raportul cu cel cu 290.000? Ajunge-mă. Sper să nu fie așa cum trebuie cu ei, da? Nu o să mi-a dat informațiile. Deci avem valoarea de 100 de mii și ceva să vină consiliar până la 290 de mii și acum să tot în apără. Domnul primar, nu de 8 până dai, cred. Nu am întrebat. Nu insinua, nu insinua, că nu este. Nu insinua nimic, întreb. Ai răbdare, că primeai răspund. Nu, vei cu răspund. Cu întrebarea și deși cu răspund. Nu a fost făcut în mai, nu a fost venit în iunie la cotare. Da, și ăla de 800 era făcut. Deci era,
Eu nu văd niciun lucru rău în asta, pentru că până la urmă, și nu o luăm aici că cineva a făcut ceva aiurea sau așa, pentru că până la urmă prețul e un preț de pornire a licitației. Poți să pui 5 lei și să ajungă la 5 milioane de lei, dacă are valoare intrinsecă pe piață. Până la urmă, cererea și ofertă, dacă este o cerere, o plătește la un preț. Da. E vorba de procedură aici. Ce ține, secretar, că ținut aici o teorie, că noi nu prea înțelegem. Uite că înțelegem și dacă mai întrebăm, o să legem mai mult. Știți? Domnul doctor, văd că aveți ceva pe acesta din internet, vă ascultăm. Domnul trece articolul 1 din domeniul public și domeniul privat a imobilului situat cu depozit central 2. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a imobilului menționat articolul 1, 3. Se aprobă ca el de sarcini din punct de vedere organizării și desfășurării. Se, articolul 4, aliatul în sens, rușește raportul de evaluare a imobilului situat în via cursii, număr CF, cadastral și așa mai departe, profind de către evaluator autorizat Marco Maria, anexă la raportul de evaluare de anul la serviciul diferențial. Deci exact ce vă spuneam. Deci exact ce vă spuneam, domnul secretar. Ca explicația între diferențele acestea de timp, proiectul de hotărâre, în mod sigur, a stat și 30 de zile de, pe site-ul primărie, deci a fost o diferență între data la care acest proiect de hotărâre a fost pus pe site-ul primăriei până la preluarea celui de la jitrabă. O intrați în discuție, că nu stăpâniți datele. Ascultați-vă. Eu cred că putem ieși din această situație într-un singur tot. Să mai introducem un articol 2, dar după articolul 1, în care să spunem că se revocă articolul 4, sau cum era de la HCV 140 deja. Atunci nu ne trezim cu un chip, ne însușim raportul de evaluare. Atunci situația este foarte bine. Da. Deci propunem un amendament. Domnul viceprimar. Haideți să le facă proiectul, că nu e neapărat mâine să se vândă centrala aia. Eu la gândul meu am pus spune secretarul că nu pot să mai retrag fiind ordine de aprobat. Patru puneți să respingeți, facem un nou raport de evaluare și asta e soluția simplă, fără atâta discuție sterilă și un propriat de vedere. Vreau să recunoaștem că nouă de pe opoziție ne sună foarte bine ca primarul să încearcă să respinge propriul de vedere. Doamnă Bene. Eu aș fi avut o singură întrebare. În această sumă de 8 miliarde acoperă teren și construcție. La cât euro este metru pătrat de construcție și teren? Să știm la ce vine un propriat. Noi știm că se construiește cu 650 de euro metru pătrat, se construiește nou. Cu cât vorim să vindem noi metru pătrat de clădire acolo? Nu are vreo 500-600 de metri pătrați clădirea, plus teren de vreo 1000 și ceva de metri. Să aștept un rezident al de primărie, să vină cu sumă. Bun, eu mi-amintesc altfel și să-i spune Murea întotdeauna. Îmi aducem aminte că prima dată a fost băgat proiectul de hotărâre, după aceea s-a încercat odată să-l anulăm și să înghinie spațiul respectiv, nu? Nu așa a fost, domnul secretar. Doamna Ghinea, vă ascultă. Eu vă pot spune doar 4.000 lei. Euro poate să legalizați dumneavoastră. Vă rog să păstrați liniștea, să vă ascultăm pe doamna Ghinea. Teren ca suprafața de 1578 de metri pătrați. Noul raport de valoare are 188.124. Deci la 270 de euro pentru programul pe 5. Construcție. La 336 de metri pătrați, valoarea este 506.000. Și construcție la 222 de metri pătrați, 154.600. Mulțumim.
Mulțumim. Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul municipiului Câmpia Turtii a imobilului teren înscris în CF numărul 53.135 Câmpia Turtii, Anca, Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului, Comisiile numărul 1 la 5, Comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Comisia numărul 3, aviz favorabil. Comisia numărul 4, aviz favorabil. Comisia numărul 5, aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Supunem la vot cine este pentru. În unanimitate. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafaței de teren concesionată societății Diverser Convex SRL Câmpia Turtii din contractul de concesiune numărul 15.909 din 8 iunie 2019 cu suprafață de 44 metri pătrați. Vă rog să păstrați liniștea, domnul Haidu, mulțumesc. Prezintă inițiator primar Azuian Manga, Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului, Comisiile numărul 1 și 5, Comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Comisia numărul 3, aviz favorabil. Comisia numărul 4, aviz favorabil. Comisia numărul 5, aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Domnul Dov. Privire la acest proiect de hotărâre, aș vrea să mi se pare niște precizări. Am văzut că proiectul de hotărâre vine să reglementeze o situație faptică întâmplată acum 6 ani de zile, în care cineva a construit pe o suprafață de teren care nu era nici proprietate, nici concesionată, o clădire. A și încredit acea clădire. Noi astfel de intrări în legalitate am mai avut în acești 4 ani de zile. Problema mea care se pune acum, plecând de la temeiul legal invocat în raportele de specialitate respectiv, articolul 15, dacă nu mă știu, de la E, divergea 50-91. Acel articol vine să spună că se pot extinde suprafețele concesionate, cu mă duc la literă și la articulă, cu acordul proprietarului pentru extindere construcției. Construcția asta există acolo de 6 ani sau de 5. Deci eu nu mă duc să fac un act adițional pentru o concesiune care astăzi cineva o cere să-și extindă construcția. Și atunci, în lămuririle mele, bine, parte dintre ele au fost reglementate oarecumva de către proiectul de hotărâre. Problema redevenței oarecumva a fost reglementată în sensul că s-a stabilit o redevență. Da. Acea construcție trebuia impozitată. Trebuia taxat. Acea construcție a putut și păruiesc eu că poartă un proces verbal de recepție finală. Ca să mă duc să o scriu la cartea funciară, mie trebuie să vină autoritatea locală, primăria, să spun s-a respectat proiectul, s-au respectat limitele de proprietate, amprenta la sol se află pe proprietate sau pe partea concesionată. Și atunci, asigur că nu te poți duce la cartea funciară sau oriunde altundeva fără acele procese verbale de recepție finală. În situația în care astăzi venim să discutăm despre... Noi suntem de acord, adică eu cel puțin sunt de acord să reglementăm situațiile unor oameni care n-au avut posibilitatea, poate în regimul unui alt consiliu local de... mandatul trecut, nu și-au putut reglementa nici cu problema, dar după domnul Neamă, îi cunosc un om corect, cinstit, care vine și spune, omul, atâta am de plată, atâta plătesc. Și acum vine acest proiect de hotărâre să o reglementăm pe aia. Domnul, a fost corect, a fost cinstit, dar cineva a greșit. Oamenii ai noștri din primărie au greșit toate. Sau dumneavoastră, sau proiectat, sau dirigintele de șantier. Cine? Este un lanț de greșeli care vrea să venim să reglementăm. Ne vom trezi în situația în care, după ce facem această, acest proiect, cum intră, gata, îi dăm concesiunea, îl trasăm, omul trebuie să plătească pe 6 ani din urmă taxe și impozite pe clădire. Sau 5, câți ori fi, acum de 4 suntem noi aceia. Va intra, dar executivul în Consiliul ca să aprobăm, să nu plătească majorări, să nu plătească scurtiță. Deci niște probleme care nu sunt clarificate, cel puțin pentru mine, în acest raport de specialitate, care trebuie să fie, băi, impactul
pentru bugetul local au fost atâția lei, noi am aflat, sincer vă spun, din presă, nu, cu oamenii ăștia care mai știu ceva, acum câteva luni, acolo e ceva de claritate. Mă bucur că s-a trecut la fapt. Dar ca să vină cineva după ce se termină, nu garantez că n-ar fi Consiliul Local. Dar mă trebuie că el ați aprobat ceva și a plătit voi, că se întâmplă foarte multe lucruri de genul ăsta. Reprezentant de la primărie. Și-a recepționat lucrarea respectivă și este declarată la noi, în evidență. Deci, taxele și impozitele pentru respectivul imobil sau pe diferența de clădire este plătit. Deci nu se merge pe perioada de prescripție sau ceva, este declarat și achitat. Domnule, mai un corect. Dar cu ce? Eu spun referitor la taxele și impozitele datorate. Suprafața calculată la sol, ce trebuie să aprobăm noi încă 44 de metri pătrați? Că nu are drept de proprietate asupra terenului. Nici cu asta discutăm astăzi. Și atunci ai construcție ilegală, aia s-o demolăm. Dar țin de construcție, vom depăși, nu e o construcție nouă edificată, domnul consilier. Știți că noi aprobăm pentru persoanele juridice și atunci vă face persoană juridică un procent din valoarea declarată, care o valoare în urma unei evaluări sau în primii trei ani de zile o valoare rezultată din construcție, da? Contabilă și în trei ani de zile, conform legii, trebuie să-și facă o evaluare exact cum a făcut aici toate lucruri, din trei ani de zile, o evaluare. Și atunci, plătim o cotă procesuală din valoare, nu are nicio legătură cu anii din urmă, și o plătim. Problema că e un teren care era concesionat, o ieșit cu un zid, probabil cât o să poate aia, sunt cu 10 cm mai încolo, sau 5, cât o fi fost. De la serviciul rezidență și gestiunea avariilor, dacă ne poate răspunde cineva, sau domnul primar, ascultă. Cum spun ce vă vedea? Ne-am construit hotelul pe alte proiecte. Tratarea fundatelor, nu vă vedea. A făcut o bună de meserie care a făcut rău și aici se face fundată. Să fac ușa, a făcut o bună care nu știa de toate, de bună, a făcut rău și o să fac așa. La un moment dat, de-aia le-au constatat că lumea ăștia, ăia pe care plătise, el a făcut construcția în sus. Eu am ferea de doiul, că dacă ne mențișe că mai trebuie 30 de metri pătrată, cât eu mai fi trebuit, cum a obținut, cât a obținut până la nu mă obținea la momentul respectiv încă 40 de metri. O veni și urmă, așa mi-a făcut hotelul. Mai mare. Bă, pe care am făcut o ce să fac? Păi, e legalitate că legea 50, cred că are, are și un articol pare la putere. Dacă totul se întâmplă să circul cu peste 60 de km oră, plătești amen. Și legea prevede amen de la atâta până la nivelul cutare. Dar aia nu se, sau cum să spun, legea prevede și amendă. Dar legea dă posibilitatea, până la urmă, să intri în legalitate. Nu se întâmplă că dacă un constructor tembel sau un topograf tembel îți măsoară terenul cum îl duce capul, vii tu după trei ani și dă în nou casă. Și atunci, tu o veni la mine și atunci, bă, intrăm în legalitate, că suntem oameni normal. Nu mă apuc să trimit acolo un buldozer să-i dărâme la urmă hotelul. Îți mai trebuie niște teren în plus, terenul nu e un teren care să nu poată fi cedat, că nu s-o băita nimeni când s-o intrat cu săpăturile fără proprietatea statului. Ne-a trebuit și noi. După aia, că domnul ăsta ne violează proprietății. Nu? Deci a fost o necunoaștere a oamenilor care trebuia să acționeze și o nepricepere a constructorilor care trebuia să respecte proiectul și trebuia să-i spună la nimeni că, domnule, fundația dumneavoastră nu încape pe proprietatea dumneavoastră. Asta fiind situația dată, am zis, fă-ți documentație și hai să intrăm în continuu să se aprobe. Iar când eu nu cred că consilierii nu aprobă o astfel de tranzacție. În ce privește eventualele obligații de-a lui de plată care decurg, cum spunea domnul Tot, din redevență, domnule, asta sunt regularitatea care nu negociază. Obligațiile legale trebuie să le achizi. N-are nicio obiectiv. Că nu ne-o fi trecut nou prin cap să luăm că, domnule, ce l-ai plătit? Rămâne de judecat, avem specialiști la impozit de taxe. O să ne meti, o să zic că, domnule, nu mai plătim niciun metru pătrat, dar nu mai trebuie.
Doamna viceprimar. Eu nu vreau să țin o pedale pe o cauza cu Neametii Andrei, însă vreau să întreb pe Alan Ișor, care este termenul de prescripție în cazul construcțiilor de deci, fapt? Deci, am de 3 ani, dar la data când era finalizată lucrarea era de 2 ani și era depășit termen de prescripție. Și acum ar fi termen? Păi, acum după ce își la acum după ce situația cu terenul, să se reautorizeze la faza actuală. Dar în momentul ăsta este prescrisă. Da. Asta înțeleg, da? Mulțumesc. Domnul. Urma să pun în discuție problema pe care domnul viceprimar a pus-o. Dar mai mult de atât, este dat de niște ilegalități posibile. Aliniatul 2 din raportul de specialitate. În temeiul HCR s-ar fi acordat. Iar procesul verbal de predare din linia terenului s-ar fi acordat de 15-6-2011. Dacă s-o fie un proces verbal cu limite, cu puncte, cu locuri, nu puteau veni temerea de sărbători să zică, domnule, o stau mai încolo că nu cunosc pe primar. Pentru că a avut un proces verbal de predare, primirea unui amplasament, ai limite, ai exact coordonatele necesare. Și atunci, doar acest proces verbal a fost făcut în birou, cred, în vârstă, dacă ai spozat pe spate, și nu mai limite, nu știu cine a fost, și de acolo încolo, serviciul urbanism, angajatul, autorizări, la toate acele etape care se parcurg, nu s-au interesat, Dumnezeu, ne încalcă problemele, ca idee, v-am spus, om, ăsta este o mână bună credință. Problema mea este că este nu știu câte oară când venim noi să îndreptăm greșelile care au făcut alții. Mulțumesc. Doamna Consiliu, vă mulțumesc. Am vorbit de la dumneavoastră, mai faceți constructorii de temelie. Nu, pe care când greșiți dumneavoastră, vă face o mână de temelie. Că cine face topograful? A spus și constructorul și topograful. Am fost toate. Și topograful. Mai greșesc, că-s oameni și ele. Hai să nu facem temelie pe oricine greșește. Da, mulțumesc. Are discuții pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Samuel Elan. Aș vrea să întreb pe domnul secretar dacă votăm proiectul ăsta dacă e legal, după lege. Că nu avem dreptul să votăm sau să nu, dar legalitatea trebuie să o folosim. Și nu am zis soluția legală pentru a intra domnule prin legalitate. Ceea ce a fost înainte, domnul primar, tot mai voi explica. Dar rămâne la competența celor de a spune și tații, în vreo situație nu, pentru a recurează să spune și a spune de ajuns. Din punctul ăsta de vedere, nu a avut o soluție legală. Ce să spunem? Dacă e legal, mai să spunem. Supunem, dar vreau proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Una, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. 8 pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? 6 abține. La 15 sunt șapte. 7 abține. Adică abține. 6 pentru că domnul Jurciu a votat pentru. Proiectul a fost trebuie două, trei legi, prin togare, pe care nu știu să le zic. Punctul numărul 8, legile pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind darea în administrația școlii gimnaziale Mihai Viteazu sunt iaturii a fondurilor ce constituie mai situate din cinta unității școlare. Prezintă inițiator primar Radu Ioan Manga, Serviciul Evidenția și Gestiunea Patrimoniului, comisiile numărul 1 la 5, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Comisia numărul 5. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Supunem la vot cine este pentru. În unanimitate. Punctul numărul 19 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea acuziunilor fără stăpân de pe teritoriul municipiului Câmpia Turzii. Prezintă inițiator primar Radu Ioan Hanga, Serviciul Evidenția și Gestiunea Patrimoniului, comisiile numărul 1 la 5, comisia numărul 1.
Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, spunem la vot cine este pentru. În unanimitate. Proiect de hotărâre prin modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii. Prezintă inițiator primar al Ioan Hanga, Serviciul Rezidența și Gestiunea Patrimoniului, comisiile numărul 1 la 5. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Supunem la vot cine este pentru. În unanimitate. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui drept de acces pe terenul proprietății publice a municipiului Câmpia Turzii, situat pe strada Radioștilor numărul 2. Prezintă inițiatorul primar al Ioan Hanga, Serviciul Rezidența și Gestiunea Patrimoniului, comisiile numărul 1 la 5, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru. În unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea stingerii parțiale a creanțelor bugetare pe care municipiul Câmpia Turzii le are împotriva SC Industria Sârmei Câmpia Turzii S.A. prin dare în dată, respectiv transferul de la debitor la creditor a dreptului de proprietate și a posesiei asupra unor bunuri imobile, teren și construcții. Prezintă inițiator primarul Ioan Hanga, Serviciul Juridic, comisiile numărul 1 la 5. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 5. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Supunem la vot cine este pentru. În unanimitate. Punctul numărul 23, suplimentarea. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe o perioadă de 4 luni a unei locuințe de necesitate din fondul locativ al municipiului Câmpia Turzii în vederea închirierii doamnei Dar Ioana. Pentru că proiectul de hotărâre a fost discutat la comisii, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Comisia numărul 5. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Supunem la vot cine este pentru. În unanimitate. Punctul diverse, dacă dintre consilieri dorește să se fie cineva la cuvânt. Iau de la dreapta la stânga. Domnul Haidu. Da, am înțeles. Așa, și vedem aici, valoarea agroalimentară, valoarea ajustă 2014, 1.812.000 lei, valoarea ajustă 2015-2016, 870, cu 1.000.000, că scădu valoarea în 2 ani de zile. Lați valoarea de valoare. Dacă 2014 era valoarea 1.812.000 și acum 2015-2016.875.000 lei, deci vedem ce înseamnă raport de valoare făcut. Ar trebui să facem totuși mai raport de căutăm valoare profesioniști, ca să știm ce înseamnă valoare. În mod cred că totuși au scăzut așa valoare de la 1.800.000 de mari și ceva. Domnul Haidu, toți evaluatorii profesioniști și s-au autorizat de a neva. Am înțeles, știu... Nu, nu o gărăție de fizică, nu facem, când organizăm licitații pentru evaluator, nu le facem cu preselecție de la dată, la lucru, la dată, la lucru. Au și un rezultat al muncii care trebuie să se apropie de realitate, să spun, nu? Au regulile lor. Eu nu se vă eu sunt, de exemplu. Păi întreb linte, da? N-am știut unde te dorme. A văzut? Aici e problema. Da, nu, eu nu sunt bătunuri mobile și imobile sunt pe valoare întreprinde. Vreau un pas un pic mai... Mulțumesc! Domnul Botilier Beian. Dacă
Câteva luni, destul de multe luni, n-am mai făcut în haine de a fi valoare. Am avut un microbus școlar. Întrebarea mea, mai poți să dai cheie? Unde este? Nu mai știu. Nu aș face pe cheie. Întrebarea mea, mulțumesc. Dar ar fi chiar mare nevoie. Vă spun eu că a fost tras la școală până în garajul primăriei. Domnul Radu Călăjan. Mai ne distresim puțin, consiliere. Am primit să vă rog trecut un telefon. Un vechi prieten de-al meu, domnul Miha, zicea mine, dacă poți și ai timp să îmi acolo câteva cuvinte, ne ducem la o cafea, vreau să-ți duc în cadou. Am rămas surprins. Zic, Miha, cum să nu, cea mai mare plăcere, ne întâlnim săptămâna ce vine și am primit la o cafea. Da, spre surprinderea mea, avem cu două cărți. Avem cu două cărți, Mihai Trifan, Ape, Lună și Soare, Mihai Trifan, Revolta Cuvinte. Și el este o singură întrebare, Mihai, tu ești poet? Și acum dați-mi voie puțin să citesc pe Domnul. Boca, care spune așa, este Mihai Trifan poet? Cu siguranță, cu multă siguranță, da. Și mă opresc aici. I-am mulțumit pentru aceste două cărți. Și de ce am ridicat acest subiect? L-am ridicat acest subiect în primul rând pentru că profit de prezența presei, că este un tânăr scriitor din Câmpia Turzii, nou pe viață, domnul Mihai Trifan. Și în al doilea rând, pe viitor mi-aș dori ca să-l avem în atenție. Dânsul aceste cărți și le-a făcut din bani personali, cum a putut, din sponsorizări, și mi-aș dori ca pe viitor, dacă ne vine la viitorul primar, la viitorul viceprimar, la consilierii locali și ne spune că are nevoie de ajutorul nostru cu cât putem consiliul local, pentru că sunt asociați de cultură, să încercăm să-i oferim o mână de ajutor. Eu pe această cale felicit și urez mult succes în nouă carieră de scriitor și poet. Mulțumesc! Domnul Vărță! Aș vrea să pun întrebarea administrativului dacă vom avea afișe, panouri de afișaj în toate cartierele orașului, păsând restricțiile pe care legea electronică îi pune cu privire la locurile în care vom putea afișa acele materiale eventuale pe care respectiv pentru cartierul Lut, Insulă, Șarâns, în Crai, la blocuri, nici acolo nu cred că iese. Dar centrul sigur va fi. Și atunci, în aceste condiții, îl întreb executivul dacă trebuie o hotărâre de Consiliul Local în acest sens, să aprobăm locuri de afișaj. De ce? Pentru că trebuie spăzite, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege și nu știm. Nu mai avem voie să lipim pe stâlpi, pe garduri, pe geamuri. Singurele locuri care se pot afișa sunt locurile speciale ale de către primării. Asta este întrebarea mea, roade și mă mâncă de câteva zile. Să te sufăr, asta e. Dar, repede, vrei să știi exact unde se vor pune afișe? Alea va trebui să le publicați. Nu te-a vrea, dacă vor fi amenajate locuri speciale cu panouri de afișaj, pentru că n-are trecut la o fost. Nu este centru. Dacă permiteți, domnul Plan, nu va fi un ciclu cât e afișaj. Va fi un singur loc oficial de afișaj electoral aici, în piața, între biserică și club. Cu acordul proprietarilor și deținătorilor, puteți lipi tot orașul. Pe panouri de afișaj electoral puteți folosi doar jumătate de metru pătrat. Noi ne vom vota o suprafață mult mai mare de toți competitorii, că avem și dispunem, toată suprafață mai mare. Iar cu acordul proprietarilor și deținătorilor puteți afișa în tot municipiul de viață. Cel oficial va fi unul singur aici, păzit, municiul, dacă te lasă proprietarul, poți să le pești de mâine. Poți să pornim panouri, poți să le pești de mâine.
din planul ăsta aici ceva se poate face și la locul urban. Stimatul Răciună, dar în campanie electorală, cred că mai este lege electorală, este clară, stabilită. Cred că fiecare reprezentant al partidelor va avea acces la primărie și va fi informat. Cred că este cazul să ne bate această discuție de lor de avansare. Îi dau cuvântul domnului primar, vă rog, este de ajutorare. Nu pot să răspund la tot chiar. Deci locurile de afișare se stabilesc conform legii prin dispoziția primarului. Primarul nu va ridica dreptul niciunui candidat să spună potere. Vom vedea cu aparatul tehnic, care nu mă percep eu care la toate. Vedea care sunt prevederile legale, care sunt restricțiile legale, ce vom da omenite așa dispoziție în parametrii legale. La toate conformul. Da, iată. Mulțumesc, domnule primar. Domnul Crișan, vă ascultăm.